Centrul de transfuzie sanguină Maramureș va avea din nou program la sfârșitul săptămânii. Sâmbătă 31 octombrie donatorii sunt așteptați între orele 7.30 și 13 pentru donare de sânge și plasmă. Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Maramureș, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Poliției Sighetul Marmației și a Biroului Rutier Baia Mare, au organizat o acțiune pe linia prevenirii și combaterii faptelor ilicite, care se comit pe domeniul exploatării și comercializării agregatelor minerale, de pe raza municipiilor Sighetul Marmației și Baia Mare. Au fost verificate două societăți comerciale, trei persoane fizice și un număr de 17 mijloace de transport marfă. În urma activităților au fost aplicate trei sancțiuni contra pe linia legii privind protejarea populației împotriva comerțului ilicit, în valoare de 15.000 de lei, și a fost confiscată cantitatea de 6.000 de kg de agregate minerale. Mâine la ora 19 va avea loc lansarea revistei Povestea Ursulețului de Aur, 36 de ediții, în 32 de pagini. Fanii cunoscutului Festival de Muzică Ușoară pentru Copii vor avea posibilitatea să afle informații diverse despre acesta, reunite în revistă de creatorul evenimentului, profesorul Doina Elena Bentu. Din cauza pandemiei, însă, lansarea va avea loc online pe pagina Doinei Elena Bentu. Vineri 30 octombrie, începând cu ora 12, Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș din Baia Mare va fi închis pentru public ocazia lucrărilor de dezinsecție și de ratizare. Sâmbătă și duminică, programul de vizitare este normal, între orele 10 și 17, ultima intrare pentru vizitare fiind la 16 și 30 de minute. Oferta expozițională pregătită pentru vizitatori cuprinde un număr de 10 expoziții tematice, care alcătuiesc expoziția permanentă a muzeului. Expoziția permanentă Permanentă poate fi văzută prin achiziționarea unui bilet, iar accesul persoanelor cu dizabilități este gratuit.